numărul persoanelor care apelează la mila trecătorilor nu are cum să scadă atâta timp cât lumea încurajează cerșetoria. Pentru copiii de etnie romă trimiși de cele mai multe ori de către părinți la cerșit, căratul cărucioarelor în parcările centrelor comerciale este ca o mană cerească. Asta datorită faptului că cei veniți la cumpărături preferă să lase căruciorul cu moneda de 50 de bani cerșetorilor decât să se deplaseze până la intrarea în supermarket și să își scoată singur banii. Zilnic, după spusele unui minor aflat în zonă la cerșit, se poate strânge mai bine de 10 lei. Așa pe zi. Păi, îți ies 50 de mii? Mai mult.